Cânta cineva în familie? La mine? Pe toată lumea. Taică-miu, unchi-miu, 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 bunică-miu, fratele bunică-miu Damian Luca. Și cunaiu? Stăbunică, fănică Luca, din partea lui mama Romica Puceanu, din partea lui tata Fărămiță Lambru, din partea fănică Luca cunaiu, străbunicul meu Damian Luca cunaiu, toată lumea. Adică să nu cânți era ceva care nu... N-ai cum să nu cânți. Dar realitatea este, și o spun iarăși, am mai spus-o, și nu este că nu sunt recunoscător în fața lui Dumnezeu, nu vreau să spun că nu sunt recunoscător. Nu am ales eu asta. Mi-a fost impusă. Cum? Pentru că la 3 ani am început să cânt la țambal și am devenit foarte bun. Și m-am plictisit. Și mi s-a spus, nu trebuie să înveți să faci asta. După care am trecut la pian. Foarte bun m-am plictisit. La 6 la contrabas, la 7 la tobe, la 8 la... Am trecut la vreo 6 instrumente. Până când la 10 ani am rămas la Naica, zis tata, hai să-l ducem la Damian, că-i frate meu și măcar cu pianul unde să-l care, că e nebun, țambal unde să-l care, toba unde să-l care, măcar n-ai uilea și-l bagă în geantă. Cum vezi că am rămas pe el în geantă.